Salut, prieteni! E 2 decembrie, ora 8 dimineața, și mă aflu la Iula, în Ungaria, unde am venit câteva zile cu familia să petrecem un alt fel de 1 decembrie, ce să zic, adevărat patriot. Dar e fain aici. Tocmai ce am intrat într-o piscină cu apă termală, bună pentru tratamente, nu ca și eu bolnav, dar am zis că să încerc, dacă vreau, sunt aici și e liber. Însă, atenție, dacă veniți, aveți voie maxim 30 de minute. Plus că trebuie să aveți 14 ani și multe altele. Păi zic că e la 28-30 de grade, dar eu cred că e mai rece. Dar nu contează. Dacă nu, nu ți-e frig. La zona cu topogane se deschide doar la ora 10, așa că ai mei încă dorm. Și de ce să nu profit dacă tot am venit aici? Nu sunt decât câțiva oameni mai vârsta, ceea ce e foarte ok. Apa însă are culoare cam ciudată, dar nu culoarea contează, ci proprietățile ei terapeutice. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like.